Un accident grav de circulație a avut loc pe DN7 în localitatea Constantin Daicovici din județul Caraș-Severin, între un tir și două autoturisme. 5 persoane au fost implicate, 4 dintre acestea 3 adulți și un minor, ajungând la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Victimele au fost preluate de către ambulanțele Smurd și Saj. DRDP Timișoara anunță că traficul a fost blocat între Jupa și Constantin Daicoviciu. Circulația este închisă pentru cercetările poliției.